Nu te împiedică cumva să oferi, să acorzi timp copiilor? Adică nu-ți ia prea mult timp afacerea, munca? Da, deci acum la moment sunt la început. Așa. Și după cum contabilitatea de la noi din țară, din Moldova, diferă total de contabilitatea din Anglia, am încă foarte multe lucruri de învățat și depun foarte mult efort și mi-a foarte mult timp și într-adevăr la moment petrec un pic mai puțin timp cu copiii, însă în weekend mă strădui la maxim să folosesc acest timp pentru copii și încerc să le lămuresc situația că ok, acum e așa, trebuie un timp oarecare, un an, doi, trei, până intre în ritm, până îți dezvolți afacerea și ca să ai mai mult timp, voi avea deja angajații mei care vor face munca mea, eu voi avea un program un pic mai lejer și oricum, cum n-ar fi, da, desigur, petrec mai puțin timp acum cu copiii și asta îmi dă forță și cum să spun, să le acord și mai multă atenție. Așa. Chiar timpul în care sunt cu ei, mereu să-i spun că îi iubesc, chiar când sunt descurajați, să îi încurajez să nu privească unde au greșit, dar ok, se poate de corectat, da? Să le inspir, să le insuflu încredere în sine. Adică petrec timp mai puțin, dar calitativ. Că uneori o femeie ar putea sta toată ziua cu copilul, dar să nu-i oferi un timp calitativ. Natalia, spune-mi, te rog, o mamă singură cu doi copii, de unde e energie, de unde e forță ca să merge înainte? Când devii părinte, apare responsabilitatea asta pentru copii și dorința de a-i vedea fericiți, de a-i vedea tot ce au ei nevoie, asta îmi dă curaj să mă scol în fiecare dimineață și știu că fac ceva pentru ei și desigur și pentru mine, iar după cum am mai spus, toate persoanele care le-am întâlnit în viață, chiar și personal, chiar și care i-am auzit poate la televizor sau deci sunt o inspirație pentru mine. Deci dacă ei au putut, pentru că nu prima dată când auzim cazuri despre persoane care au trăit foarte sărac, provin dintr-o familie foarte săracă și au ajuns oameni foarte înțelepți și trăiesc mai bine. Și dar eu nu tind spre bogăție, dar ca să... Ce trebuie unui om fericit? Ca să simtă el pace în suflet. Să aibă persoanele dragi alături. Să fie sănătoase. Da? Să faci munca sau să ai un job care îți aduce plăcere. Și, nu știu, chiar dacă nu am eu milioanele, dar eu am pacea mea în suflet. Și, oricum, eu într-un fel sunt mulțumită, foarte mulțumită de ce am la prezent și iar toate merg de la sine, pentru că când ești împăcat cu sine, când ai pacea asta în suflet și oamenii se atrag așa către tine și chiar aici în Londra am întâlnit foarte mulți oameni care mă inspiră, pentru că și ei sunt veniți din Moldova aici. Inclusiv, fac parte acum din comunitatea Uncagex. Deci, tocmai când depistasem problema mea de cancer, am descoperit această comunitate Uncagex și am văzut, deci Vadim Țurcanu, care este conducătorul acestei comunități, când am văzut în el atâta energie, deci atâta... Deci m-a inspirat foarte mult, pentru că și el a fost o persoană venită din Moldova, a venit pe jos. E extraordinar. Din Moldova până în Anglia,
tot așa a făcut cursuri de dezvoltare personală, deci a investit în dezvoltarea lui până a ajuns aș deschide afacerea lui proprie. Zice, nu aveam niciun oficiu, nimic, o masă și un calculator. Și de la asta s-au pornit, deci nu știau ce licență trebuie să aibă, cum să lucreze, pas cu pas, până și-au făcut afacerea lor de milioane, chiar care învârte. Zic, wow, zic, vreau să mă lipsesc de așa oameni. Și toți oamenii care erau acolo, deci care i-am întâlnit, deci am făcut schimb de experiențe, schimb de, deci sunt așa, deci e o inspirație când vezi că sunt persoane ca și tine, au scopuri și care au trecut deja prin asta și te inspiri de la ei. Și pentru mine, deci chiar și până în ziua de azi, eu chiar sunt membru la programul PRO, tot face din parte din comunitate, unde ne dezvoltăm profesional. Așa? Și ne dezvoltăm afacerile noastre. Asta mă ajută să-mi cresc și să-mi dezvolt afacerea mea. Deci, am dat, îți spun, cum ești tu, așa oamenii da, atragi. Așa este, așa este. Și... Da, Natalia, da. Foarte frumos. Ai găsit tu persoane de la care te-ai inspirat și acum ești tu o persoană care inspiri pe altele, chiar inclusiv și prin acest interviu. Dacă revenim un pic la trecut, spune-mi, te rog, care a fost cel mai dificil moment din viața ta? Și care îl consideri tu cel mai dificil? Că au fost multe.